Bine ați revenit la cursuri, deoarece acesta este primul curs aplicativ pentru curentul electric. M-am gândit să încep cu ceea ce face posibil curentul electric într-un circuit, și anume cu sursele electrice. De aceea, azi vă prezint tot ce trebuie să știți despre gruparea surselor, lucru care, pe lângă faptul că ridică câteva întrebări interesante din punct de vedere teoretic, are și o mare importanță practică, pentru că în zilele noastre folosim tot felul de elemente chimice și acumulatoare legate în tot felul de combinații. Deoarece sursele pot fi legate în serie sau în paralel, trebuie să discutăm separat cele două cazuri, așa că vi le prezint sub forma a două probleme. Și ca să știți despre ce va fi vorba în curs, vă prezint cele două probleme. Să vedem întâi textul problemei pentru legarea în serie. Și acum, textul problemei pentru legarea în paralel. Deși problemele noastre au multe întrebări, cunoștințele necesare pentru rezolvarea lor nu sunt multe. Trebuie să știm doar legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff și tensiunea la bornele unei surse. Să revedem aceste cunoștințe. Să începem cu gruparea în serie. Acesta este circuitul descris de problema noastră. Avem două surse, doi acumulatori, în general două surse legate în serie, având tensiunile electromotoare E mare 1 respectiv E mare 2 și rezistențele interne R mic 1, R mic 2. Ele alimentează un circuit cu rezistența R. În circuitul din desen avem un rezistor cu rezistența R, care simbolizează rezistența circuitului exterior. Avem un singur curent, pentru că elementele circuitului sunt toate legate în serie, dar avem trei tensiuni. Avem tensiunea la bornele primei surse, pe care am notat-o cu U1, avem tensiunea la bornele celei de-a doua surse, pe care am notat-o cu U2, și avem tensiunea pe circuit, adică, în cazul nostru, pe rezistorul R, pe care am notat-o cu U. Întâi, cum putem calcula intensitatea curentului prin circuit? Aceasta este prima întrebare a problemei. Să știți că uneori se spune, în loc de intensitate, valoarea curentului, sau și mai scurt, curentul. Așa că, dacă mă veți auzi spunând cât este curentul, asta înseamnă ce intensitate are curentul respectiv. Să rezolvăm. A doua lege a lui Kirchhoff spune că suma algebrică a tensiunilor pe rezistențele unui circuit trebuie să fie egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare din circuitul respectiv. Atunci, în cazul nostru, avem așa. I înmulțit cu R mic 1 plus
plus i înmulțit cu r mic 2 plus i înmulțit cu r mare trebuie să fie egal cu e1 plus e2. Și asta înseamnă că i, intensitatea curentului, are expresia e1 plus e2 supra r mare plus r mic 1 plus r mic 2. Sigur, dacă sunt mai multe surse, atunci vom avea sume algebrice mai lungi. Plus E3, plus așa mai departe, la numitor plus R mic 3, plus așa mai departe. Încă o observație. Nu uitați că suma tensiunilor electromotoare este o sumă algebrică. Unele dintre ele pot fi negative. Când? Atunci când o sursă este polarizată invers decât celelalte din circuit. De pildă, dacă E2 este polarizată invers, aici am E1, dar E2 este polarizată așa. Aici am E3 și așa mai departe. Atunci, tensiunea electromotoare E2 se scade, apare cu semnul minus în suma algebrică a tensiunilor electromotoare. Dacă toate sursele sunt polarizate la fel, atunci, în cazul în care avem mai multe surse identice, de pildă să presupunem că avem N surse, fiecare cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic, atunci putem scrie relația care ne permite să-l calculăm pe I, sub forma I egal cu N ori E, supra R mare plus N mic ori R mic. Și așa putem calcula intensitatea curentului în cazul legării surselor în serie. A doua întrebare a problemei. Care sunt expresiile tensiunilor U1 și U2 la bornele celor două surse sau a celor doi acumulatori? În general, tensiunea la bornele unei surse se calculează cu relația E minus I ori R mic, unde E este tensiunea electromotoare a sursei și I este curentul care trece prin sursă. Aici putem avea atât minus cât și plus. Putem avea plus dacă curentul trece prin sursă de la borna pozitivă la borna negativă. În mod normal, el trece prin sursă de la borna negativă la borna pozitivă și atunci avem minus. Și ăsta va fi cazul care ne interesează pe noi. Și atunci, pentru prima sursă, U1, se poate scrie E1 minus I înmulțit cu R mic 1. Dar știm deja că I, intensitatea curentului, se calculează cu relația E1 plus E2 supra R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Și atunci avem U1 este egal cu E1 minus E1 plus E2 supra R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Ăsta este I și înmulțit cu R mic 1. Relație care se poate scrie U1 pe lângă R mare plus R mic 1 plus R mic 2 este egal cu E1 înmulțit cu numitorul, adică E1 ori R mare plus E1 ori R mic 1 plus E1 ori R mic 2 și minus această sumă înmulțită cu R mic 1, adică E1 ori R mic 1 minus E2 înmulțit cu R mic 1. Și se poate observa că E1 înmulțit cu R mic 1 se reduce și atunci avem U1, tensiunea la bornele primei surse, este egală cu, la numitor, avem R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Iar la numărător avem E1R mare, E1R mic 2 și aici avem E2 ori R mic 1. Și putem atunci să scriem
dându-l pe E1 factor comun în acești doi termeni, E1 pe lângă R mare plus R mic 2 minus, a mai rămas termenul, E2 înmulțit cu R mic 1. Și avem relația pentru tensiunea la bornele primei surse. La fel putem găsi pentru U2 relația E2 pe lângă R mare plus R mic 1 minus E1 înmulțit cu R mic 2 supra R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Relațiile celor două tensiuni la bornele celor două surse. E important de observat că atât U1 cât și U2 pot să aibă și valori negative. Dacă E2 înmulțit cu R mic 1 este mai mare decât E1 pe lângă R mare plus R mic 2, atunci U1 va fi negativă. Din coace, dacă E1 înmulțit cu R mic 2 este mai mare decât E2 pe lângă R mare plus R mic 1, atunci U2 va fi negativă. A treia întrebare, ce tensiune electromotoare E mare și ce rezistență internă R mic trebuie să aibă o sursă ca să fie sursă echivalentă celor două surse legate în serie? O sursă este echivalentă cu altă sursă sau cu o grupare de surse dacă pe același circuit produce același curent. Și acum, noi știm deja că în circuitul nostru intensitatea curentului se calculează cu relația E1 plus E2 plus așa mai departe supra R mare plus R mic 1 plus R mic 2 plus așa mai departe. Și dacă comparăm această relație cu legea lui Ohm pentru întregul circuit, I egal cu E supra R mare plus R mic, atunci putem identifica tensiunea electromotoare echivalentă a sursei care le-ar putea înlocui pe cele două, ca fiind E1 plus E2 plus așa mai departe, iar rezistența ei internă trebuie să aibă valoarea R mic 1 plus R mic 2 plus așa mai departe. Și asta e tot. Nu uitați, aici avem o sumă algebrică. Unele dintre aceste tensiuni electromotoare pot să fie negative. Depinde de polaritate, de cum este legată sursa respectivă în circuit. A patra întrebare, în ce condiții tensiunea la bornele unuia dintre acumulatori va fi 0? Noi am găsit deja aceste expresii pentru tensiunile la bornele celor două surse sau celor doi acumulatori. Din prima, se vede că dacă E1 este egal cu E2 înmulțit cu R mic 1 supra R mare plus R mic 2, atunci U1 va fi 0. Din a doua relație, observăm că dacă E2 este egal cu E1 înmulțit cu R2 supra R mare plus R mic 1, atunci U2 va fi egal cu 0. Deci dacă vrem ca tensiunea la bornele uneia dintre surse să fie 0, atunci între tensiunile electromotoare trebuie să avem una dintre aceste relații. A cincea întrebare este ce valoare vor avea tensiunile la bornele celor doi acumulatori dacă scurt-circuităm gruparea lor. Scurt-circuitare înseamnă rezistența circuitului exterior 0. Și atunci, intensitatea curentului în circuit, să o notăm cu I0, este intensitatea de scurt circuit, va fi E1 plus E2 supra R mic 1 plus R mic 2. Lipsește de la numitor R mare, pentru că are valoarea 0. Putem atunci calcula tensiunea la bornele primului acumulator, va fi E1 minus I0 înmulțit cu R1, tensiunea la borne, așa se calculează.
adică U1 va fi E1 minus E1 plus E2 supra R mic 1 plus R mic 2 înmulțit cu R mic 1. Relație pe care o putem scrie în felul următor: U1 pe lângă R mic 1 plus R mic 2 este egal cu E1 înmulțit cu R mic 1 plus E1 înmulțit cu R mic 2 și minus E1 ori R mic 1 și minus E2 înmulțit cu R mic 1. Se observă că termenul E1 R mic 1 se reduce, termenii se reduc și atunci avem pentru U1 următoarea expresie: E1 înmulțit cu R2 minus E2 înmulțit cu R1 totul supra R1 plus R2. Și dacă vom face același calcul pentru tensiunea la bornele celui de-al doilea acumulator, vom găsi că U2 are expresia E2 ori R mic 1 minus E1 ori R mic 2 supra R1 plus R mic 2. Tensiunile la bornele celor două surse la scurt circuit. Se observă foarte ușor, dacă ne uităm la numărători, că U2 este minus U1. Și e normal să fie așa, pentru că U2 plus U1 sau U1 plus U2 trebuie să fie 0. De ce? Pentru că suntem la scurt circuit și pentru că rezistența externă este 0, atunci și tensiunea U, care este I ori R, este 0. Ceea ce înseamnă că la scurt circuit suma tensiunilor la borne pe cele două surse trebuie să fie 0 și, într-adevăr, aceste două relații ne arată acest lucru. Ultimul lucru pe care vrem să-l știm în cazul legării în serie este pentru ce valoare R mare a circuitului legat la gruparea celor doi acumulatori tensiunile la bornele lor vor fi egale. Avem sus, în dreapta pe tablă, scrise expresiile tensiunilor la borne pe care le-am dedus. Pentru ca U1 să fie egal cu U2, deoarece cele două fracții au același numitor, trebuie ca suma numărătorilor lor să fie 0. Adică avem următoarea condiție: E1 înmulțit cu R mare plus E1 înmulțit cu R mic 2 minus E2 ori R mic 1, am scris până aici numărătorul lui U1, trebuie să fie egal, și acum scriu numărătorul lui U2, cu E2 ori R mare plus E2 înmulțit cu R mic 1 și minus E1 înmulțit cu R mic 2. Și acum voi trece termenii care îl conțin pe R mare în stânga și voi avea R mare pe lângă E1 minus E2 egal cu, dacă minus E2 R1 trece în dreapta, voi avea de două ori E2 R1 și dacă E1 R2 trece și el în dreapta, voi avea minus de două ori E1 ori R2 și atunci pe 2 îl pot da factor comun. 2 pe lângă E2 înmulțit cu R mic 1 minus E1 înmulțit cu R mic 2. Și atunci valoarea lui R pe care o căutăm este de 2 ori E2 R mic 1 minus E1 ori R mic 2 supra E1 minus E2. Deci dacă vreau ca tensiunile la bornele celor doi acumulatori legați în serie să fie egale, atunci circuitul exterior trebuie să aibă rezistența dată de această relație. Dar atenție, relația ne arată că nu întotdeauna
e posibil să existe o astfel de rezistență, pentru că rezistența nu poate să fie negativă. Și atunci, dacă E2 înmulțit cu R1 minus E1 înmulțit cu R2 este pozitiv, atunci și numitorul trebuie să fie pozitiv, atunci și E1 minus E2 trebuie să fie pozitiv. Iar dacă E2 R1 minus E1 R2 minus E1 R2 este negativ, atunci și numitorul, adică E1 minus E2, trebuie să fie negativ. Deci rezistența R mare, pentru care tensiunile la bornele celor două surse vor fi aceleași, trebuie să asculte de aceste condiții. Ca să avem rezistența R mare, trebuie să fie respectate aceste condiții. Mai e ceva ce se întâmplă în cazul în care E2R1 este egal cu E1R2. Atunci rezistența R mare devine 0. Atunci avem scurt circuit. Am scris aici și valorile tensiunilor la scurt circuit pe cele două surse. Le-am notat U01 și U02. Într-adevăr, se vede că dacă E1R2 este egal cu E2R1, atât U01 cât și U02 sunt 0. Deci, și în cazul acesta, în care E2R1 este egal cu E1R2, tensiunile la bornele celor două surse vor fi egale, avem scurt circuit, dar vor fi amândouă 0. Și acum să vedem cazul legării în paralel. Vedeți circuitul în desen? Cele două surse au tensiunile electromotoare notate tot așa cu E mare 1 respectiv E mare 2 și rezistențele interne cu R mic 1, R mic 2. Circuitul exterior are din nou rezistența notată cu litera R mare. Avem un rezistor care are rezistența egală cu rezistența circuitului exterior. De data asta avem însă o singură tensiune, pentru că tensiunea la bornele sursei 1 este egală cu tensiunea la bornele sursei 2 și este egală cu tensiunea pe circuitul exterior, adică cu produsul I ori R mare, pentru că avem o legare în paralel. În schimb, avem trei curenți. Avem un curent I1 prin prima sursă, un curent I2 prin a doua sursă și un curent I prin circuitul exterior, prin rezistorul R. La întrebările 2 și 3 ale problemei noastre, am răspuns într-un clip mai vechi din seria Fizica pentru examene și concursuri, vedeți acolo, dar atunci am exprimat curenții I1 și I2 doar în funcție de curentul din ramura principală, în funcție de curentul I. De data asta voi folosi o altă metodă, voi exprima curentul în ramura principală, pornind de la expresiile curenților prin cele două surse, adică de la expresiile lui I1 și I2. Dacă vreți să urmăriți și cealaltă rezolvare, o găsiți din minutul 11 al clipului pe care îl vedeți, găsiți linkul în descriere. Să găsim expresiile pentru I1 și I2, pentru curenții prin cele două surse. Pentru asta avem nevoie de legile lui Kirchhoff. Circuitul nostru are două noduri și putem scrie deci o relație pentru noduri și relația va fi în cazul nostru I1 plus I2 minus I egal cu 0. Și avem două ochiuri, ceea ce înseamnă că putem scrie de două ori legea a doua a lui Kirchhoff. Să scriem întâi pentru ochiul mare, să-i spunem așa, și vom avea I1 ori R mic 1 plus I ori R mare este egal cu E1. Și acum pentru ochiul care conține a doua sursă, acolo avem I2 înmulțit cu R mic 2 plus I ori R mare este egal cu E2. Și avem acest sistem de trei ecuații cu trei necunoscute, I, I1 și I2. Dar
Noi vrem acum să găsim expresii pentru I1 și I2 în funcție de E1, E2, R mic 1, R mic 2 și R mare. Să vedem. Să-l exprimăm pe I1 din a doua relație. De fapt, produsul I1 înmulțit cu R mic 1 se vede că este egal cu E1 minus I ori R. Dar I, prima ecuație, ne arată că este egal cu I1 plus I2. Și atunci I1 înmulțit cu R mic 1 este egal cu E1 minus I1 plus I2 înmulțit cu R mare. Și acum trebuie să le exprimăm pe I2 în funcție de I1, ca să rămână doar I1 în această ecuație. Pentru asta, observăm din cele două ecuații în care apar tensiunile electromotoare că I1 ori R mic 1 minus E1 este egal cu I2 ori R mic 2 minus E2. Pentru că atât I1 ori R mic 1 minus E1 cât și I2 ori R mic 2 minus E2, amândouă sunt egale cu I ori R, cu produsul I ori R. Și atunci putem substitui curentul I2 folosind această ecuație în funcție de curentul I1. I2 va fi egal cu I1 R mic 1 minus E1 plus E2, totul supra R mic 2. Și acum, dacă substituim expresia lui I2 în această ecuație, obținem o ecuație în care, în afară de I1, celelalte sunt cunoscute. Sunt E1, E2, R mic 1, R mic 2 și R mare. Și dacă veți face calculul algebric, I1 are expresia E1 înmulțit cu R mic 2 plus R mare pe lângă E1 minus E2, totul supra R mic 1 înmulțit cu R mic 2 plus R mare pe lângă R mic 1 plus R mic 2. Iar dacă facem același lucru pentru a găsi expresia lui I2, vom obține că I2 este E2 înmulțit cu R1 plus R mare pe lângă E2 minus E1, totul supra R mic 1 ori R mic 2 plus R mare pe lângă R mic 1 plus R mic 2. Și am găsit expresiile celor doi curenți prin cele două surse legate în paralel în funcție de ceea ce știm despre circuitul nostru. Tensiunile electromotoare, rezistențele interne ale surselor și rezistența R mare a circuitului. A doua întrebare, curentul în ramura principală, curentul I, curentul prin circuitul exterior, curentul prin rezistorul R. Noi știm deja, din prima lege a lui Kirchhoff, că I, curentul pe care îl căutăm, este I1 plus I2. Înseamnă că trebuie doar să adunăm expresiile pentru cei doi curenți, pentru I1 și I2. Numitorul fracțiilor este același și vă rog să observați că atunci când adunăm numărătorii, R pe lângă E1 minus E2 se reduce cu R pe lângă E2 minus E1. Și obținem pentru curentul I, curentul în ramura principală, expresia E1 ori R mic 2 plus E2 ori R mic 1, totul supra R mic 1 ori R mic 2 plus R mare pe lângă R mic 1 plus R mic 2. Putem calcula, deci, curentul în ramura principală, dacă știm E1, E2, R mic 1, R mic 2 și R mare, rezistența circuitului exterior. A treia întrebare, ce tensiune electromotoare și ce rezistență internă trebuie să aibă o sursă
care să fie echivalentă cu gruparea celor doi acumulatori. Avem expresia curentului prin ramura principală, să împărțim atât numărătorul cât și numitorul la suma R-mic 1 plus R-mic 2. Și atunci vom avea I egal cu E1 R-mic 2 plus E2 R-mic 1 supra R-mic 1 plus R-mic 2, totul supra R-mic 1 ori R-mic 2 supra R-mic 1 plus R-mic 2 plus R mare. Avem acum această expresie pentru intensitatea curentului în ramura principală. Numărătorul îl putem scrie în felul următor. E1 ori R2 plus E2 ori R mic 1 supra R mic 1 ori R mic 2 înmulțit cu R mic 1 ori R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2, totul supra R mic 1 ori R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2 plus R. Ceea ce vedem aici se poate scrie E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2, iar această fracție care apare de două ori este inversul sumei 1 supra R1 plus 1 supra R2. Ceea ce înseamnă că în final putem să scriem curentul în ramura principală în felul următor. E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2 supra 1 pe R mic 1 plus 1 supra R mic 2 și totul supra 1 supra 1 pe R mic 1 plus 1 supra R mic 2 plus R mare. Și această expresie a lui I, care e mult mai complicată decât expresia de la care am plecat, ne permite însă să comparăm curentul, expresia lui, în ramura principală, cu curentul dat de legea lui Ohm pentru întregul circuit, adică cu I este egal cu E supra R mare plus R mic. Și putem face acest lucru pentru că 1 supra R1 plus 1 supra R2 este egal cu 1 supra rezistența echivalentă a grupării celor două rezistențe interne. Ceea ce înseamnă că 1 supra această sumă este de fapt rezistența internă echivalentă. Și atunci, ceea ce este la numărător înseamnă că reprezintă de fapt tensiunea electromotoare echivalentă, iar rezistența echivalentă a sursei pe care o căutăm este dată de această relație. Și atunci avem în final următoarele relații. O sursă echivalentă cu gruparea celor doi acumulatori legați în paralel trebuie să aibă tensiunea electromotoare echivalentă egală cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2 totul supra 1 pe R mic 1 plus 1 supra R mic 2, iar rezistența echivalentă este dată de această relație. Rezistența echivalentă este R mic 1 ori R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2. Și am găsit atât tensiunea electromotoare, cât și rezistența internă pe care trebuie să le aibă o sursă echivalentă. A patra întrebare, în ce condiții unul dintre acumulatori nu va debita curent? Prima relație ne arată că I1 ar fi 0 dacă R1 ar tinde la infinit. Asta știm, dacă rezistența internă a unei surse tinde la infinit, sursa nu mai poate să debiteze curent.
Dar ne arată și expresia lui I1 acest lucru, pentru că R mic 1 apare doar la numitor. Pentru a găsi al doilea caz, să egalăm numărătorul cu 0. E1 înmulțit cu R mic 2 plus R mare ori E1 minus R mare ori E2 egal cu 0. E1 pe lângă R mare plus R mic 2 trebuie atunci să fie egal cu E2 înmulțit cu R mare. Iar E1 atunci este egal cu E2 înmulțit cu R mare supra R mare plus R mic 2. Deci, pentru ca intensitatea curentului prin primul acumulator să fie 0, trebuie ca între E1 și E2 să avem această relație. Și la fel putem găsi că dacă vrem ca I2 să fie 0, atunci odată este cazul în care R mic 2 ar tinde la infinit și celălalt caz este dat de relația E2 este egal cu E1 înmulțit cu R mare supra R mare plus R mic 1. Dacă între tensiunile electromotoare există una dintre aceste două relații, atunci unul dintre curenți va fi 0. A cincea întrebare, ce intensități vor avea curenții prin cei doi acumulatori dacă scurt-circuităm gruparea lor? Vă rog să vă uitați la desen. Dacă scurt-circuitez unul dintre acumulatori, îl scurt-circuitez și pe celălalt, pentru că ei sunt legați în paralel. Ceea ce înseamnă că fiecare va da curentul lui propriu de scurt circuit. Adică primul va da curentul I01 egal cu E1 supra R mic 1, iar al doilea I02 E2 supra R mic 2. Iar curentul total, curentul în ramura principală care acum are rezistența 0, va fi I egal cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2. Este curentul pe care îl obținem dacă scurt-circuităm bateria alcătuită din cei doi acumulatori. Ultima întrebare. Pentru ce valoare a rezistenței exterioare R mare intensitățile curenților debitați de cei doi acumulatori sunt egale? Ce valoare trebuie să aibă rezistența circuitului exterior pentru ca cei doi acumulatori să debiteze curenți de intensități egale? Avem expresiile pentru I1 și I2, să le egalăm. Sigur că aici, în cazul nostru, contează doar numărătorii. Și atunci avem E1 ori R mic 2 plus R mare pe lângă E1 minus E2 trebuie să fie egal cu E2 ori R mic 1 plus R mare pe lângă E2 minus E1. Adică E1 ori R mic 2 minus E2 ori R mic 1 trebuie să fie egal cu, observați, vă rog, că dacă acest termen trece în dreapta, el va fi egal cu termenul care există deja, dat de produsul R pe lângă diferența celor două tensiuni electromotoare, așa că avem aici un 2 de 2 ori R pe lângă E2 minus E1. Și atunci R mare are expresia E1 ori R2 minus E2 ori R mic 1 supra 2 pe lângă E2 minus E1. Deci dacă valoarea lui R mare este dată de această expresie, atunci I1 devine egal cu I2. Cei doi acumulatori debitează curenți de intensități egale, dar nu întotdeauna este posibil. Nici aici. La fel cum era și la circuitul serie. Pentru că rezistența nu poate să fie negativă. Și atunci, dacă
numărătorul este pozitiv și diferența E2 minus E1 trebuie să fie pozitivă, iar dacă numărătorul este negativ, atunci și această diferență trebuie să fie negativă și doar în aceste condiții există o valoare a rezistenței R mare pentru care cei doi curenți, I1 și I2, vor avea aceeași intensitate. În final, o foarte scurtă observație. Ce se întâmplă dacă E1 înmulțit cu R mic 2 este egal cu E2 înmulțit cu R mic 1? Atunci, numărătorul este 0 și înseamnă că R mare este 0, adică avem scurt circuit. La scurt circuit, fiecare sursă debitează propriul ei curent de scurt circuit, adică I1 va fi egal cu E1 supra R mic 1, iar I2 va fi E2 supra R mic 2. Dar această relație ne arată că E1 supra R mic 1 este egal cu E2 supra R mic 2, ceea ce înseamnă că și în această condiție I1 va fi egal cu I2. Deci la scurt circuit, cei doi curenți vor fi egali în condiția E1 pe R mic 1 egal cu E2 pe R mic 2. Acum cred că știți tot ce trebuie ca să puteți rezolva probleme în care apar grupări ale surselor electrice. Succes la rezolvare! Mulțumesc pentru atenție! La revedere!